Din ciclul Ce mai fac cetățenii de etnie romă din cartierul Speranța? Agricultorii și-au pus mâinile în cap când au venit să recolteze floarea soarelui, de pe cele câteva zeci de hectare însămânțate în primăvară. După ce a cheltuit o sumă frumușică cu aratul, însămânțatul, ierbicidatul și îngrijirea culturilor, Ștefan Băluț, un agricultor cu experiență, care a arendat o suprafață importantă de la localnicii care au terenuri agricole în zona cartierului Speranța, spune că nu se mai poate. Țiganii fac legea în zonă, iar munca lui ajunge la ei, fără ca autoritățile să intervină. Vin căruța, bag în saci, apoi ies cu căruța și pleacă pur și simplu, nu face nimeni nimic. Nu-i face nimeni nimic. Și le păpușoi la fel. Așa, și câți vin cu căruța? 2, 3, 4, 5 vegi. 2, 3, 4, 5. Din ziua sau seara? Și ziua și seara. Mai mulți pe înserat. Da. Să-ți de aici din zonă sau din altă parte? De aici, din partea zonă. Aia. Din partea de unde sunt aici, în gogurile alea. Am cultivat floarea soarelui. În ultima săptămână, după amiază, pe timpul nopții, mi-au fugărit cetățenii romi din zonă paznici, mi-au spart geamul la tractor alaltă ieri. În definitiv, umblă în turmă câte 7-8. Realmente și astăzi am intrat în forță să recoltez floarea soarelui cu umiditate, întrucât dacă las, îmi distrug și mai mult, voi pierde și mai mult. Când v-au fugărit paznicii, da. Ați anunțat poliția? Am anunțat poliția. Poliția a apărut după jumătate de oră. Hoții intră în culturi, mai ales noaptea, încarcă căruțele și pleacă. Mi-au stricat efectiv peste 3 hectare de floarea soarelui. Investiția pe total pe fiecare hectar ne ajunge între 2800 de lei. Iată, așadar, sunt nevoit să mă alătur celorlalți agricultori care și ei se plâng prin faptul că cetățenii romi distrug și distrug în zona cartierului Speranța. Mulți din cei care au cultivat terenurile în zonă au luat suprafețe în arendă de la cetățenii care nu mai pot munci terenul. Acum, toamna, aceștia își așteaptă cota din producție. Până când mai putem răbda așa? Dacă eu tac, ceilalți tac. Ce facem atunci? Să-i dau înapoi pământul lui Bădeie, o înlățață Eleana? Ia-ți mătușul pământul aici și cauși ei, câte 15, 20, 30 de ani. Și abia așteaptă cu sufletul la gură să vină toamna, să vină după produse. Dar poate îi prinde poliția. Dom'le, am chemat deseori echipaj, au venit grup cu microbuzul, 10 polițai. S-au întins, s-au desfășurat exact ca la armată. Țiganii, tarlalele fiind mari, 400-500 de metri, s-au ascuns efectiv, domne, de unde să-i scoatem? Aruncă cu cuțitul în noi. Deci, efectiv, băieții de la poliție au spus clar, Cristi, am copii la casă, fii atent, țiganul aruncă cu cuțitul în noi. Dumneavoastră nu vă este teamă? Este. M-au trântit țiganii pe mine și pe inginerul agronom de la Asociația Agricolă Bez Arsen, condusă de domnul Arsenoaia, fost asociat și Pietricica, pe inginerul agronom, repet încă o dată, Radu, și pe mine, de Sfânta Maria, cu 2 ani, m-au trântit efectiv jos în poarta ciriteilor. Mi-au pus hainele în cap și mi-au pisat cu picioarele. La Poliția Națională nu se cunoaște situația. Constantin Irina, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, susține că nu are înregistrată nicio sesizare în cartierul Speranța, sat Izvoare. Însă, cu această problemă, polițiștii se luptă în alte zone ale județului. Autorii secției de poliție rurală numărul 2 Stevenești au depistat în trafic un atelaj Hippo în care se aflau 4 bărbați și cantitatea de 100 de kilograme porumb știuleț, care s-a constatat a fi sustrasă de pe o parcelă aparținând unei persoane fizice. Cantitatea de porumb a fost restituită părții vătămate, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.